Durerile de spate nu sunt întotdeauna cauzate de anumite boli. Multe persoane sănătoase suferă din cauza unor obiceiuri proaste. Este vorba despre purtarea unor genți grele și voluminoase, utilizarea salterelor vechi sau necalitative, iar în cazul femeilor, purtarea pantofilor cu toc prea înalt. Cea mai comună problemă este însă munca îndelungată la birou și poziția incorrectă la masa de lucru. Cel mai des tot stăm cu calculatorul în față, lucrăm. Cum stăm? Ne uităm în claviatură sau în monitor foarte de aproape. Și utilizăm scaunul chiar cu eu fiind pe scaun. Un scaun care el nu este bun pentru poziția noastră de lucru toată ziua. De ce? Fiindcă el nu fixează coloana vertebrală spatele. Și noi stăm de obicei aplecați deasupra mesei de lucru, când noi trebuie să stăm cu spatele drept, rezemat de speteaza, dar aici nu ți este comod, considerând că el este flexibil, nu schimbă poziția. Și ne facem un disconfort temporar, dar de obicei, avându-l zi de zi, într-o concluzie noi avem poziția incorrectă. Astfel, scaunul este foarte important, iar recomandarea medicului ortoped este ca acesta să fie reglabil pe verticală, așa încât după alegerea înălțimii biroului, poziția corpului să fie următoarea. Unghi de 90 de grade între talpă și gambă, între gambă și coapsă, între coapsă și trunchi, între braț și antebraț. Poziția trunchiului poate alterna între a-l sprijini pe spătar și a fi un pic aplecat în față, făcându-se sprijinul antebrațelor pe birou. O altă recomandare a medicilor este să luăm pauze de câteva minute în care să ne ridicăm de pe scaun și să ne mișcăm. Iar în afara serviciului, trebuie să facem obligatoriu sport, chiar dacă avem deja probleme cu spatele. Condiția este să nu avem dureri acute când adresarea la medic este iminentă. Mergând la sală, pentru a face profilaxie la problemele spatelor, se lucrează cu antrenor, se lucrează cu greutăți mici. Și noi, nu-i contraindicat, chiar este indicat, dar se indică un lucru dozat și direcționat cu fiecare persoană în parte. Nu facem un șablon. Uite, noi mergem și lucrăm cu 30 de kilograme când n-am făcut niciodată sport la spate, cu mușchii de la spate, să luăm direcția pentru mușchii de la spate. De asta este indicat, dar sub controlul antrenorului și antrenorul să fie persoană cu specialitate, cu studii. Cel mai indicat gen de sport pentru problemele de coloană este notul. Tenisul, în schimb, trebuie evitat sau practicat cu grijă și asta deoarece implică multe aplecări și rotiri rapide care pot afecta spatele. În ultimii ani, piața abundă de oferte care mai de care pentru o siluetă perfectă, inclusiv pentru o ținută corectă și spate fără dureri. Medicii nu neagă eficiența centurilor de corecție a spatelui, dar spun că acestea trebuie utilizate doar în paralel cu practicarea sportului. Sunt o chestie bine, bune, dar utilizate dozat. 4-6 ore pe zi și dacă persoana are probleme cu coloana vertebrală, are durere de spate, adică utilizarea corectoarelor de ținută trebuie să fie în paralel cu gimnastica pentru întărirea mușchilor de la spate. Explicația e simplă. Purtând corectorul de ținută, curelele ne fixează coloana, mușchii nu sunt utilizați, ei sunt relaxați. Și noi, practic, utilizând mult timp, ne facem problemă singurele. Pentru a evita durerile de spate, trebuie să aveți mereu spatele drept și să nu stați cocoșați. Aveți grijă de greutatea corpului, deoarece orice surplus vă apasă pe coloana vertebrală. Când stați pe scaun la birou, găsiți poziția de echilibru corectă. Nu vă aplecați prea mult în față, dar nici nu lăsați corpul să alunece în jos prea mult. Dacă aveți de cărat o greutate mai mare, apelați la un rucsac, astfel încât greutatea să fie distribuită pe ambii umeri. Când ridicați ceva, nu vă îndoiți și răsuciți după acel obiect în același timp. Iar pentru somn, alegeți o saltea de calitate. Faceți mișcare și atenție la fumat. Poate duce la degenerarea discurilor dintre vertebre, deoarece reduce alimentarea acestora cu sânge.